Continuăm astăzi să analizăm împreună cu Zac Poonen din India alte caracteristici ale fariseilor extrase din Sfânta Scriptură. Vă doresc audiție folositoare în minutele care urmează. Number 11. Numărul 11. A Pharisee is one who is easily offended. Fariseul este acel tip de om care se ofensează ușor. Matei, capitolul 15, versetele 12-14. Ucenicii au venit la Domnul Iisus și i-au zis: știi că fariseii au găsit pricină de poticnire auzind cuvântul acesta? Domnul Iisus a spus ceva, iar fariseii au fost ofensați. Vreau să vă întreb pe voi, frați și surori. Sunteți ofensați atunci când Dumnezeu vă vorbește? Sunteți ofensați când Dumnezeu vă vorbește într-o întâlnire? Când Dumnezeu vă corectează printr-un prezbiter? Ești ofensat? Este o trăsătură, un semn al fariseului. Am decis cu mulți ani în urmă să nu mă ofenseze nimic în viața mea. Indiferent cine ce zice, trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Și asta pentru că știu că ofensarea este un semn al fariseilor. Și vreau să mai spun asta, frați și surori. Poate că nimeni nu știe, poate că nu acționezi ca și cum ai fost ofensat, dar dacă ești ofensat de vreo corecție, cunosc oameni din biserica noastră care au fost teribil de ofensați pentru că au fost corectați. Și după acest moment nu vorbeau nici cu mine, nici cu soția mea, pentru că erau ofensați pentru un timp lung. Cunosc tineri care s-au ofensat pentru că au fost și ei corectați. Și felul prin care se manifestă este tăcerea. Nu vorbesc. Sper să se întoarcă din drumul lor spre iad, înainte ca să ajungă acolo. Vă spun că sunteți pe drumul spre iad dacă vă ofensați și nu puteți vorbi cu cineva. Mai bine v-ați pocăi. Fariseii erau în drum spre iad. Nu te gândi că dacă stai aici și cânți în cor, ești în drum spre rai. Nu. Dacă nu știi să treci peste această ofensare, frate și soră, îți pot spune că nu ești pe drumul spre cer. Fariseii s-au ofensat și ei și știți ce le-a spus Domnul Iisus ucenicilor lui? Ceea ce îmi spune și mie? Un verset extraordinar. Lăsați-i! Nu mergeți după ei și cocoloșiți-i. Frate, te-ai ofensat? E supărat? Domnul Iisus a spus, lăsați-i în pace! Lăsați-i să plece! Versetul 14. Lăsați-i! Sunt niște călăuze oarbe care încearcă să călăuzească alți oameni orbi. Și în final vor cădea amândoi în groapă, în iad. Acestea nu sunt cuvintele mele. Domnul Iisus le-a spus El însuși, în versetul 14. Ce să faci cu oameni care se ofensează? Vă spun un sfat bun. Lăsați-i. Lăsați-i să se îndrepte spre iad dacă ei vor asta. Ei aud suficient. Am vorbit de atâta timp și de atâtea ori în biserică. Ei au ascultat suficient. Și dacă nu răspund acestui cuvânt, lăsați-i să meargă spre iad. Deci, aceasta a fost trăsătura numărul 11. Numărul 12. Matei 15, versetul 14 din nou. Fariseii sunt orbi spiritual. Orbi spiritual. Aceasta înseamnă că nu pot vedea. Nu înseamnă că nu pot citi Scriptura. Ei studiază Scriptura mai mult ca orice. Dar ei sunt orbi. Ei nu știu încotro se îndreaptă. Și aici vorbește despre farisei care sunt conducători, prezbiteri. Și când un frate prezbiter este orb, imaginați-vă un drum și pe acest drum un orb total, conducând un grup de alți 50 de orbi. Vă puteți imagina puțin? Nu veți vedea probabil această imagine, dar dacă veniți în anumite biserici de pe aici, puteți vedea această imagine. Un om orb conduce alți 50 de oameni orbi și eu știu încotro se îndreaptă. A spune, frate și soră, te rog, te rog, te rog, nu urma un astfel de om orb. Așa cum am spus în mesajul trecut, cântă ce-ți spune să cânți, cântarea 45, nu 46. Dacă îți spune să stai în picioare, stai în picioare. Stai jos, stai jos. Urmează toate aceste instrucțiuni. Dar când vine vorba despre adevăratele chestiuni de viață, de evlavie, de credință, te rog nu urma un astfel de om orb, pentru că altfel vei cădea și tu în aceeași groapă. Caută un om a cărui viziune este clară,
Un om care știe să iubească oamenii, care nu condamnă oamenii. Un om care îl iubește pe Iisus, care îl vede pe Iisus atât de clar, care îl poate înălța pe Iisus și poate să ți-l arate. Acesta este tipul de persoană pe care aș vrea să-l urmez. Este tipul de persoană pe care aș vrea să o admir și să zic, aș vrea și eu să fiu așa. Dar nu urma niciodată un om orb. Deci, fariseii sunt orbi spiritual. Apoi, numărul 13. Și aceasta este cea mai cunoscută caracteristică a fariseilor. Fariseul este un ipocrit. Domnul Iisus spune despre farisei în Matei 16, de la versetul 6 la versetul 12. Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizia, spune apoi Domnul Iisus în Luca 12 cu 1. Este clar în acest verset. Aluatul fariseilor este ipocrizia. Cuvântul ipocrit înseamnă actor. Ipocrit nu este un cuvânt englezesc. Sunt anumite cuvinte în engleză care au fost importate din alte limbi. Acest cuvânt ipocrit a fost importat din limba greacă și înseamnă actor. Dacă ai fi fost în Grecia în acele zile, în primul secol, și ei fi întrebat pe oameni unde erau toți ipocriții, ei ți-ar fi răspuns, la teatru, uite acolo sunt toți ipocriții. Ei aveau diferite show-uri, evenimente în care toți acești ipocriți veneau pe scenă și își puneau în practică ipocrizia, adică actoria. Asta pentru câteva ore, luau banii și apoi se duceau acasă. Este înțelesul acestui cuvânt, ipocrit, adică un actor. Acum, unde am putea spune sunt toți acești actori? La Hollywood. Dar astăzi avem astfel de ipocriți și în biserică, unde are loc această actorie timp de două ore. Toți se poartă ca niște sfinți, se poartă ca și cum l-ar înălța pe Dumnezeu, dar să-i auzi în restul săptămânii. Dacă îi asculți în restul săptămânii, ai ști că ceea ce se întâmplă duminica este doar o actorie, este doar un rol. Pretind că îl laudă pe Dumnezeu, dar de fapt nu îl laudă pe Dumnezeu. Ei se prefac că îl laudă pe Dumnezeu, dar în restul săptămânii nu îl laudă. Ei doar joacă un rol. Și Domnul Iisus a spus, feriți-vă de lucrul acesta. Fariseii sunt actori. Acest lucru înseamnă că viața lor este diferită în anumite circumstanțe. Un om poate juca rolul lui Ioan Botezătorul, dar ziua următoare poate să fie un bețiv. Și în toate aceste filme hollywoodiene, un om poate juca rolul lui Moise sau rolul lui Ioan Botezătorul, dar apoi revine la viața lui normală și este divorțat de vreo 3-4 ori și este împătimit de jocurile de noroc. Aceasta înseamnă ipocrizie. Pe perioada filmării, care se întâmplă să fie duminică de la ora 9 până pe la vreo 12, ei fac toată actoria lor și după ce se termină acest timp, revin din nou la viața lor veche. Ești cumva așa? Joci un anumit rol atunci când are loc filmarea și apoi revii la viața ta veche? Atunci, cu certitudine, acesta este un semn al fariseului. Numărul 14. Fariseii sunt acei oameni care caută să-i prindă pe alții în cuvintele lor. Ei vor să prindă oamenii în vorbirea lor și apoi să le spună, hei, ai spus asta. Matei, capitolul 19, versetul 3. Citim că fariseii au venit la Iisus să-L ispitească, adică să-I pună o întrebare, să vedem dacă putem să-L prindem. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Ei încercau să-L prindă, pentru că citim apoi în capitolul 22, versetul 15. Fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba, prin cuvintele Lui. Am avut astfel de experiențe a unor oameni care au venit la mine acasă. Ei au auzit ce predic și li s-a părut că sunt ceva doctrine ciudate. Așa că m-au vizitat și au încercat să mă prindă cu vreun cuvânt pe care l-aș putea spune și apoi cu gândul să poată publica și să zică, fratele Zac a spus asta. Cam așa erau fariseii. Ei veneau la Iisus încercând să-L prindă cu ceva, vreun cuvânt pe care să-L fi spus, să-L scoată din context și să spună, a spus asta. Ești tu în această postură de a face acest lucru uneori? Așa erau fariseii acelor vremuri și vreau să mai citesc un verset în legătură cu acest lucru. Luca 11, versetele 53 și 54. În special versetul 54. I-au întins astfel lațuri
ca să prindă vreo vorbă din gura Lui. Dacă ești o astfel de persoană care ascultă foarte atent ce zice o altă persoană și cumva iei jumătate din propoziția pe care o spune acea persoană și te duci la alți oameni și spui, l-am auzit spunând asta, ești fariseul fariseilor. Cine are urechi de auzit, să audă. Știți cum asculta Iisus? Și acesta este felul în care vreau să ascult și eu. Nu vreau să prind o persoană cu o propoziție sau jumătate de propoziție sau vreun cuvânt pe care îl spune și apoi să îl citez pentru a-l acuza. Nu. Poate a fost neglijent în felul în care a vorbit. Poate nu a gândit serios ce a spus. Poate nu asta a vrut să spună. Poate a vrut să spună ceva diferit față de ceea ce am înțeles eu. Vedeți, un fariseu niciodată nu va face un astfel de rabat. Nu, el va spune, am auzit cu urechile mele. Din această cauză se spune despre Domnul Iisus în Isaia 11:3. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest verset. Am decis să nu judec după ce aud urechile mele sau după ce văd ochii mei, pentru că mă pot înșela. Trăsătura numărul 15. Revenim la un lucru despre care am mai vorbit. Fariseii au o inimă crudă, o inimă tare. Matei, capitolul 15, versetul 8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Inima nu se poate topi pentru că este departe de Dumnezeu. Dacă pui untul în frigider, el nu se va topi niciodată. Dar dacă pui untul la soare sau aproape de un cuptor, imediat ce se apropie de cuptor, cum se va apropia de un astfel de loc cald, el se va topi imediat. Dar cu cât este mai departe de cuptor, de căldură, în frigider, este mai tare ca oricând. Se poate topi, dar realitatea este că e tare, ca o piatră. Poți îngheța untul până în acel punct încât este tare ca o piatră. Ai nevoie de un ferăstrău să-l tai, dacă îl îngheți destul. Și inima unui om poate fi astfel dacă este departe de Dumnezeu. Dumnezeu este un foc. Și cu cât te apropii mai mult de El, totul se va topi. Pietrele se vor topi în prezența lui Dumnezeu. Nu doar untul, chiar și pietrele se vor topi. Nu există persoană care să aibă o inimă tare dacă trăiești aproape de Dumnezeu. Dacă ești aspru față de ceilalți, poți fi sigur că trăiești departe, departe de Dumnezeu. Fariseii erau duri cu alții, pentru că erau la milioane de mile depărtare de Dumnezeu. Inima lor este departe de mine, dar cu buzele lor, prin cuvintele lor, ei mă cinstesc. Ei spun, Doamne, te lăudăm, Tu ești vrednic, nimeni nu este ca Tine. Cântă cântări frumoase, dar inima le este tare. Erau aspri cu ceilalți și erau împietriți, erau tari în a fi receptivi la ceea ce Dumnezeu le vorbea. Ei nu știau să se judece pe ei înșiși. De unde știi dacă ai o inimă moale? Ascultă, te vei judeca pe tine însuți și nu vei judeca niciodată alți oameni. Este semnul unui om cu o inimă moale. Care este semnul unui om cu o inimă tare? El nu se judecă pe sine însuși, sau pe soția lui, sau pe copiii lui, dar îi judecă aspru pe ceilalți. Soția lui și copiii lui scapă. Unii oameni își judecă soțiile, dar nu se judecă pe ei înșiși. Nu se vor judeca pe ei înșiși. După cum am observat eu, există unii oameni care sunt foarte părtinitori cu familia lor, cu copiii lor, dar sunt aspri cu ceilalți. Am avut astfel de exemple în biserica noastră. A unor oameni care ziceau, ce rost are să ne trimitem noi copiii la colegiu? Copiii lor erau încă în gimnaziu. Ei trebuie să fie cu o inimă întreagă pentru Dumnezeu. Noi trebuie să trăim 100% pentru Dumnezeu. Și apoi când ajungeau copiii lor mari și îi trimiteau la liceu, ziceau, frate, ne-am răzgândit. Oameni care ziceau, frate, noi nu trebuie să mergem niciodată în golf sau în America. Dar ani mai târziu a primit o invitație și au mers. Și ce au zis? Ne-am răzgândit. Te-ai răzgândit după ce? După ce ai pus în robie oameni timp de 25 de ani, 30 de ani? Te-ai răzgândit? Ipocrizie, fariseism. Când vine vorba despre tine și despre copiii tăi, schimbi toate regulile.
Ăștia sunt farisei de primă clasă și avem foarte mulți astfel de oameni în biserică care fac legi pentru alții, o inimă tare, aspre cu ceilalți, dar moi cu soțiile și cu copiilor și cu ei înșiși. Sper că ne vom schimba și aș da un sfat. Nu te du și spune altora ce să facă. Timp de 30 de ani nu am spus nimănui să nu se ducă în golf sau să nu aibă un televizor sau să nu meargă în America, să nu aibă un lucru sau altul. Am convingerile mele, tu le ai pe ale tale. Eu nu sunt pus aici să-ți spun ție ce să faci în privința asta. Sunt oameni mult mai tineri ca mine care au făcut astfel de reguli și mai târziu au trebuit să-și mănânce propriile cuvinte. Pentru că ei înșiși fac același lucru care l-au spus altora să nu-l facă. Pentru că le-au crescut copiii, pentru că au primit o invitație sau oricare alt lucru. Și credeți că au devenit atunci farisei? Ei au fost farisei de la început. Și lucrul trist este că nu au primit lumină chiar mai târziu. Ei continuă să fie mândri, chiar dacă ar trebui să se smerească și să recunoască, sunt un ipocrit, un fariseu. Nici măcar nu au lumină asupra acestui lucru. Chiar după ce își văd fariseismul și din această cauză nu reușesc să se îndrepte și să le meargă bine după aceste evenimente. Este foarte trist. Așa că nu fiți aspri. Trăsătura numărul 16. Fariseii nu pot aprecia adevărata laudă și închinare. Matei 21, versetul 15. Acolo citim despre copii, oameni în templu strigând și zicând Osana, fiul lui David. Și se spune aici că erau copii care au început să strige în templu Osana, fiul lui David. Dar fariseii erau mânioși și ziceau, ce e zgomotul ăsta? Ce e închinarea asta? Nu știți că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și noi trebuie să fim tăcuți în prezența Lui? Ei nu deosebesc, nu apreciază altceva. Avem mulți astfel de oameni care nu pot aprecia o laudă și o închinare mai tare. Nu trebuie să faceți niciun zgomot. Nu trebuie să se audă muzică tare sau altceva de felul acesta. Totul trebuie foarte ușor. Dar îl vedem pe Iisus care era foarte bucuros. Știți de ce era El bucuros? Pentru că și-a adus aminte de cer. În sfârșit, auzea ceva care suna a cer. Copiii cu o inimă curată, lăudându-L cu adevărat pe Dumnezeu. Era ceva apropiat de cer, pentru că cerul este un loc al laudei. Citim în Apocalipsa că era o laudă și sunete atât de tari ca niște tunete. Nu am ajuns acolo în lauda noastră și în închinarea noastră. Dar unii oameni sunt ofensați. Vă dau un exemplu. Să presupunem că spun ceva foarte bine și cineva se trezește spunând Aleluia! Și toți se uită la acel om. Cine a zis Aleluia? Într-un loc sfânt să spui Aleluia? Sau zic ceva adevărat din Scriptură și cineva spune Amin! Cine a zis Amin? N-ar trebui să spunem așa ceva în biserică. Nu este biserica locul în care să spunem Aleluia și Amin? Nu? Sau este locul în care trebuie să stăm ca la înmormântare? Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de noi! Vom merge la caracteristica numărul 17. Aceasta nu este o listă completă. Dacă priviți în viețile voastre, puteți găsi poate multe altele care nu sunt scrise în Biblie. Aduceți-vă aminte. Aceasta este doar ca un aperitiv, nu e masa principală. Aceasta doar ca să putem vedea domenii de fariseism în viața mea și viața dumneavoastră. Pentru că acest duh al fariseismului este împotriva Duhului Sfânt. Duhul fariseilor este împotriva Duhului lui Hristos. Aduceți-vă aminte acest lucru. Din această cauză este atât de serios. Cel mai mare conflict pe care l-a avut Domnul Iisus în lucrarea sa a fost cu fariseii. Am căutat să descoper în ultimii ani, în principal, fariseul din mine. Și de aceea vă spun, am descoperit aceste lucruri studiind Scriptura. Și multe lucruri le-am găsit în mine însumi. Și cred că în zilele care vor urma voi descoperi mai mult. Dar este extraordinar să ai această lumină pentru viața ta. Este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți dea lumină asupra vieții tale. Dacă nu primești această lumină pentru viața ta, Dumnezeu nu te binecuvintează. Spun asta fără ezitare. Dacă nu primești lumină în domeniile în care ar trebui să fii ca Hristos, Dumnezeu nu te binecuvintează. Indiferent dacă câștigi 100 de rupii pe lună sau dacă ai cea mai tare mașină din oraș. Chiar dacă ai cea mai mare casă și puneți voi ce mai vreți, etc.,
Îmi pare rău să spun, dar Dumnezeu nu te binecuvintează. Sunt convins acum, de mulți ani, că semnul binecuvântării lui Dumnezeu pentru viața mea este acela că El îmi arată acele lucruri, acele domenii care nu sunt ca Hristos în viața mea și de care mă pot curăți de urăciunea cărnii mele ca să pot fi părtașul naturii Lui. Și Duhul Sfânt poate prelua o altă zonă, un alt domeniu al vieții mele. Și un alt domeniu, și un alt domeniu. Și gradual viața mea devine mai luminoasă, viața familiei mele devine mai luminoasă, lucrarea mea și voi face mult mai multe pentru Dumnezeu, nefiind legat de aceste reguli impuse de oameni și pot deveni astfel ca un vultur care zboară în înaltul cerului. Mulți dintre noi suntem legați de pământ. Asta pentru că nu rugăm pe Dumnezeu să ne arate fariseul din noi. Deci, trăsătura numărul 17. Mergem acum în Matei 23. Este acest capitol important despre farisei. Și următoarele 17 caracteristici despre care vom vorbi le găsim în acest capitol. Este un capitol bun. Dacă sunteți serioși în a vă dori să fiți eliberați de fariseism, a spune studiați și meditați capitolul 23 din Matei. Este unul dintre marile capitole din Biblie, ca și 1 Corinteni 13. Deci primul lucru la care vom privi în acest capitol, Matei 23, versetul 3. Și sunt două lucruri pe care vreau să le spun de aici. În primul rând, Iisus a spus despre farisei că șed pe scaunul lui Moise. Deci, toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Ei șed pe scaunul lui Moise. Acest lucru înseamnă că au multă cunoștință. Nu pot sta pe scaunul lui Moise. Este un scaun de autoritate. Ceea ce înseamnă că au fost la colegii biblice și au luat doctoratul, au o mulțime de cunoștințe, dar ei nu ascultă ce spun. Și aceasta este o altă caracteristică a fariseului. Are o cunoaștere, dar fără ascultare. Este un lucru foarte periculos. Cunoștință, cunoaștere plus ascultare înseamnă viață. Cunoaștere fără ascultare înseamnă moarte. Este mai bine să nu ai cunoștință decât să ai cunoștință fără ascultare. Să folosesc un exemplu. Mănânci mâncarea. Putem spune că aceasta este cunoștința. Când acea mâncare este digerată în stomacul tău de aparatul digestiv, aceasta este ascultarea. Și când acea mâncare, indiferent ce ar fi, este digerată, ea devine sânge, carne, oase, viață. Este o minune. Este ca și cum ai transforma apa în vin, transform cartofii în sânge. Și știți că trupul face această minune mereu. Dar aceste lucruri devin viață. Devii puternic și sănătos. Dar dacă mănânci, mănânci și iar mănânci și acea mâncare rămâne în stomac, cred că ați avut uneori asemenea experiențe. Dacă nu este digerată, o vomităm și se numește indigestie. Și când ai indigestie, fiecare doctor îți va recomanda odihnă stomacului. Nu mai mânca. Și dacă ai indigestie, sari peste o masă și vei vedea că stomacul își revine. Aș spune, dacă mereu continui să mănânci și să mănânci, și dacă acea hrană nu este digerată și se adună în stomac, știi ce îți va face acea mâncare? Te va omorâ. Pentru că dacă nu este digerată, ea se strică, putrezește în stomacul tău. Acest lucru se întâmplă cu acest fenomen, cunoașterea fără ascultare. Și de aceea mulți creștini duhnesc din punct de vedere spiritual. Cei care duhnesc cel mai mult sunt cei care dețin maximum de cunoștințe și cea mai mică măsură de ascultare. Aceasta înseamnă să fii un fariseu, să cunoști foarte mult, maximum de cunoștințe și minimum de ascultare. Cunoașterea fără ascultare este foarte periculoasă și din această cauză trebuie să meditezi asupra cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să-ți spună ceva din asta. Dacă nu asculți, pui în aplicare ce auzi în întâlniri, de exemplu, și spui, a fost o întâlnire grozavă, dar nu asculți ceea ce ai auzit, acest lucru este foarte periculos. Dacă trece ceva timp, începi să duhnești și cu cât participi la mai multe întâlniri și mai multe conferințe în care afli mai multe lucruri, cu atât mai mult vei duhni. Am văzut oameni în biserica noastră care se comportă mai rău decât ateii aceia neconvertiți. În biserica noastră care au auzit aceste mesaje timp de 25 de ani. De ce duhnesc?
Pentru că duhnesc din punct de vedere spiritual, trebuie să-ți ții nasul închis când treci pe lângă ei, pentru că nu ascultă. Ei nu sunt rapizi în a asculta. Dar partea tristă este că ei înșiși nu realizează că miros greu. Crezi că un cercetător care nu a făcut o baie de un an crede despre el că miroase urât? Nu. Tu vrei să te îndepărtezi rapid de el, dar el crede că este în regulă. Chiar bine. În același fel, mulți astfel de creștini care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinesc, cred că sunt ok, în regulă. Dar o persoană spirituală percepe acel miros de la mile de părtare. Vă spun sincer, uneori pot privi o persoană în ochi și să spun că nu este în regulă cu Dumnezeu. Pot vedea de la depărtare lucrul acesta. Pot vedea asta în ochii omului. Sunt oameni a căror ochi nu sunt puri. Oameni care au trăit în vechime un stil de viață așa în care flirtau foarte mult, atât bărbați cât și femei. Și apoi au fost convertiți și s-au oprit din felul lor de viață imoral și au renunțat la acest stil de a mai flirta. Dar nu și-au curățit duhurile lor și mulți ani mai târziu încă au acest lucru în ochii lor și îl poți vedea. Cunoștință, cunoaștere fără ascultare. Curățiți-vă! Mergem la numărul 18, în același verset, Matei 23, versetele 3 și 4. Fariseii și cărturarii sunt învățători competenți în legea Domnului și nu greșește în a urma învățătura lor, dar fii atent în a-i urma, în faptele lor. Pentru că ei nu trăiesc ceea ce predică. Deci aceasta este următoarea caracteristică. Ei predică lucruri pe care nu le-au practicat. Vedeți, Matei 23 cu 3 este opusul versetului din Fapte 1 cu 1. Aduceți-vă aminte aceste versete opuse. Matei 23 cu 3 zic și nu fac. Fapte 1 cu 1 spune despre Domnul Iisus că a început să facă mai întâi și apoi să învețe. Sunt două lucruri opuse. Și cu aceste lucruri poți descoperi cum poți zidi Ierusalimul sau cum poți zidi Babilonul. Babilonul este biserica falsă, contrafăcută. Și Babilonul este construit astăzi de o grămadă de predicatori care trăiesc în Matei 23:3. Ei predică, dar nu fac ceea ce predică în viața lor. În timp ce Iisus nu a predicat și apoi a practicat. Nu. Este o zicală. Practică ceea ce predici. Sună bine. Bine. Dar Iisus a făcut ceva mai bine. El a predicat ceea ce a experimentat deja. El nu a predicat mai întâi și apoi undeva a început să practice. Mai întâi a practicat și apoi a predicat. Și nu a predicat niciodată ceea ce nu a practicat. Cât crezi că i-a luat Domnul Iisus să pregătească predica de pe munte? Oamenii întreabă, cât îți ia să pregătești o predică bună? Matei 5, 6, 7 este cea mai bună predică care a fost predicată vreodată. Cât crezi că i-a luat Domnul Iisus să pregătească acea predică? O oră? O zi? Nu. I-au luat 30 de ani. O predică bună necesită 30 de ani de pregătire. Nu poți asculta o casetă și apoi să predici. Aceasta este cunoștință. Dar dacă vrei să vorbești așa cum a vorbit Iisus, trebuie să trăiești. Oamenii mă întreabă, frate Zac, poți să predic o predică de-a ta? Eu le spun, sigur, dacă o trăiești mai întâi, du-te și predic-o. Pentru că odată ce o trăiești, nu este predica mea, este a ta. Dacă o predici fără să o practici, cauți doar onoare. Asta e tot. Și asta te va ucide. Ești ca cei oameni despre care zice Dumnezeu în Ieremia că nu le-a vorbit și totuși i-au prorocit. Așa că trebuie să trăiești. Cuvântul trebuie să devină trup în tine. Apoi poți să-L vorbești. Trebuie să-L rogi pe Dumnezeu. Este ceea ce am făcut eu acum 30 de ani. Și Dumnezeu m-a ajutat de-a lungul anilor să păstrez acest lucru. Nu am vrut să mai predic ceva ce nu am practicat în viața mea. Vă dau un exemplu. M-ați auzit vreodată predicând că trebuie să te duci în India de Nord să fii misionar? Credeți că India nu are nevoie de misionari? Are nevoie de mii de misionari. Dar de ce nu m-ați auzit predicând despre lucrul acesta? Nu pentru că nu este nevoie. Vă spun, este mare nevoie. Dar eu nu am autoritatea să vorbesc pe acest subiect. Și voi știți de ce? Pentru că nu am trăit acolo. Cele mai multe organizații de misiune în India, chiar și cele evanghelice în India, toți liderii acestor organizații trăiesc în India de Sud. Își educă elevii și studenții în școlile bune din sudul Indiei
și spun altor oameni să meargă în acele sate îndepărtate din nordul Indiei și să predice. Nu sunt aici să îi judec, Dumnezeu este judecătorul lor. Tot ceea ce pot spune este că nu urmez acest exemplu. Aș fi un fariseu dacă aș urma acest exemplu, pentru că nu pot predica ceea ce eu însumi nu am făcut. Un om care și-a crescut copiii în nordul Indiei și care știe ce înseamnă să trăiești acolo poate avea autoritatea să spună acest lucru, dar nu altfel. În rest, totul este fariseism. Acest principiu se aplică de asemenea în multe alte domenii. Nu predica niciodată ceea ce tu nu ai făcut. Nu încerca să-i sfătuiești pe părinții care au adolescenți cum să-i crească, dacă tu însuți nu ai încă copii adolescenți. Ar fi la fel de prostesc ca și cum un burlac le-ar spune unor părinți cum să-și crească copiii. Am văzut astfel de părinți care nu au adolescenți și le spun altora cum să-și crească adolescenții. Dacă nu ai copii care s-au căsătorit, nu da sfaturi altora care au deja copii care s-au căsătorit, pentru că nu știi nimic despre acest lucru. Păstrează-ți doar gura cea mare închisă și vei fi o binecuvântare în biserică. Știți, sunt mulți astfel de farisei în biserică care sunt experți în a da sfaturi altora. Lucruri pe care ei nu le-au făcut niciodată. Ce sfat ai putea să dai? Sfatul unui fariseu. Ei predică, dar nu fac, sau nu au făcut-o încă. De ce să nu ai răbdare și să aștepți ca să poți vorbi apoi cu autoritate? Dar asta pentru că ai făcut-o mai întâi. Ți-ai crescut copiii așa cum trebuie? Vorbește despre asta. Dacă nu ai făcut-o, lasă deoparte acel subiect. Apucă-te de alte subiecte. Cum poți preda chimie dacă nu ai o pregătire în chimie? Elevii din școală știu lucrul acesta. De ce nu se cunoaște în biserică? Ei nu desemnează un profesor de engleză să predea chimia. Ai pregătire în engleză, lasă chimia pentru altcineva. Chimia trebuie să fie și ea predată, dar tu, dacă ai pregătire în engleză, lasă chimia deoparte. Acesta este un adevăr atât de simplu. Ateii din școli cunosc acest adevăr, dar mulți oameni din biserica noastră chiar nu îl cunosc. Și așa se infiltrează fariseismul în bisericile noastre. Când vorbim ceea ce nu am practicat, să ne rugăm. Tată Ceresc, deschide-ne ochii să vedem pe noi înșine, nevoia noastră, lucruri care sunt scrise atât de clar în Scriptură. Eliberează-ne de fariseism. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat un mesaj biblic despre caracteristicile fariseilor. În mesajul viitor, Zac Punen ne va prezenta alte asemenea trăsături extrase toate din Biblie. Mai mult decât o constatare a acestor trăsături subtile ale fariseilor, Dumnezeu să ne dea lumina și puterea să scoatem afară din viața noastră orice rămășiță care aparține acestui duh al fariseilor. Până data viitoare, la aceeași oră și în aceea zi, fiți binecuvântați! Puteți intra în posesia acestui mesaj, cât și a altor predici ale lui Zac Punen, pe CD sau DVD, sunând la numărul de telefon 0230 520 573 sau direct pe site-ul rvsv.ro.